Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Dragii mei, astăzi este luni, încercăm să continuăm proiectul nostru. Mulți dintre dumneavoastră mi-au scris, m-au întrebat ce s-a întâmplat de nu am mai postat continuarea proiectului. Ei bine, am avut un doliu în familie și a trebuit să suspend temporar lucrarea. O să încercăm să mergem înainte. Vă spuneam despre țeava care am comandat-o, aceea de inox, atenție mare, am zis inox, nu aluminiu, cu dublu perete, vedeți, are un perete exterior și încă unul interior, este destul de groasă și se mulează foarte greu, deci nu e din aceea care se mulează imediat, deci asta m-am chinuit ca să o fac așa, dar este ok, e ce trebuie. Ce am mai luat? Am luat două dulei ceramice. Sunt cele de ceramică care rezistă la temperatură, nu are nicio problemă și inclusiv două becuri din acelea de cuptor, la fel care rezistă la temperatură, practic ele vor veni, amândouă vor veni în grătar, deci înăuntru un grătar, să vedem acolo ce trebuie. Am luat și două sticle de apă de sticlă, o voi pune în material, uvă destul de groasă, ca uleiul așa, poate chiar puțin mai groasă, ca ulei de măsline. Asta se pune între 3 și 5% din cantitatea de apă care o puneți în amestec de mortar sau de beton, de ce vreți să puneți. Este foarte ok. Am luat o pereche de ochelari ca să fie mai ok când tai cu flexul, cărămida. Și nu în ultimul rând am luat niște papuși de fapt sandale de șantier. Știți că nu pot să lucrez decât din aceștia special de șantier și făcea destul de cald. Cam asta e. Haideți să trecem acum la ale noastre. Și am mai luat încă un sac de izomat AKA Fire pentru că ăsta era destul de puțin și cu siguranță nu mi-ajungea. Deci am pregătit deja arcul. L-am pregătit, ăsta e nivelul care trebuie, voi respecta aceeași înălțime cum este jos, adică 7 rânduri, de la al 7-lea rând începem cu arcul. Aici ați văzut, este deja întărit ce trebuie. Am făcut câteva teste cu un lac, să vedem cum se vede destul de ok, doar că va trebui să o curăț mai întâi cu un acid, ca să iasă cărămida cum trebuie. Acidul cu care voi da este acesta, este italian foarte calitativ. Cu toate că el zice că se pune și apă, eu îl dau întotdeauna absolut exact așa cum e el, face o spumă imediat, instantaneu, și mănâncă toate rezidurile de ciment, acea sare care se vede pe cărămidă, dacă vedeți pe aici. Ok. Deci mănâncă tot instantaneu. Am comandat 10 litri ca să am aici să curăț. Poate care e pentru cine interesant, o să vă las și link-ul de unde l-am luat, de la ce magazin. Nu se găsește pe toate străzile, vă asigur, dar este foarte ok. Da, astăzi intenționez să încep cu aceste ziduri și chiar și cu ăsta. Aici voi face un pervaz. Să încep ușor ușor să mă strâng, nu știu dacă reușesc astăzi să dau gaură în acoperiș. Va trebui, bineînțeles, să mă uit la condițiile meteo, să văd dacă îmi permite. Dacă nu, dăm mâine fără nicio problemă. Haideți să începem să facem material. Cam așa arată arcul. Suntem cu același procedeu care l-am folosit până acum. Mă folosesc de aceste pene. Ok, acum ele au fost la muiat în roabă. Acum o să le stropesc chiar din nou și cu puțin material mai moale o să încep să umplu toate rosturile, după aia voi scoate penele afară. Este aproximativ ora 12, vreau să vă arăt un pic cum am ajuns. Am ridicat acest zid, încă trebuie să mai pun încă un rând să fiu la nivel cu celălalt și de aici voi construi acea poliță care am zis. Da, mi-am pus aceste mănuși pentru că să stau mereu toată ziua cu mâna în apă nu era în regulă. Deci avem această parte ok. Arcul deja s-a întărit, am vrut să-l las și vă spun și de ce am vrut să-l las la urmă. Adică l-am făcut pe el primul ca să aibă timp de tragere. Deci pe aici vin cu țeava Copex care este îngropată în cărămidă
și apoi va fi protejată de cărămida de șamotă, care va trebui să o continui în sus. E aceea subțire de, nu știu, 3, cred că, așa. Lateralele le-am pus cu cea subțire și spatele l-am pus cu cel gros, v-am zis, trebuie să mă ajute la înălțarea coșului. Aici va trebui să pun acele dulii, deci aici va trebui să tai puțin din aceasta cu un flex mic și pun acele dulii. De aici va trebui să plec cu încă o țeavă copex, vedeți că eu l-am lăsat destul de lung. Va trebui să fac aici un șanț pe șamotă și să merg în celălalt colț să am și acolo iluminare. Deci practic asta va lumina așa pe diagonală și cealaltă la fel. Două becuri care va face lumină suficientă să se vadă ceea ce vrem să facem aici. Ce am făcut? Am tăiat toate bucățile de șamotă pentru coș, adică am nevoie să mă înalț încă un rând. Dacă aș fi pus direct țeava aceea care v-am arătat-o de dimineață, când deschideam șubărul, vedeți, îmbușea în ea. Deci vreau să mai mă ridic încă cu un rând și apoi va trebui să mă strâng așa. Vedeți? Așa. Dar aici va trebui să pun material, o teșitură. Eu m-am gândit să tai așa, deci colțul să fie ca fumul să fie împins dulce către țeavă, adică să nu aibă obstacol să bată în această parte. Cu toate că va ieși, dar vreau să fie cum trebuie. Haideți că mă bag să fac puțin AK Fire și voi zidi această șamotă. Este în jur de ora 13, dragii mei, o să mă opresc aici, voi merge la masă, dar nu înainte să vă arăt cum a ieșit și coșul, deci este pregătit să facem conectarea cu acea țeavă de inox. O să vă arăt un pic cum se vede, deci precizez că este totul făcut în șamotă și zidit cu material din acela AK Fire, care este acela de acolo. Deci, am venit, stai să aprind puțin flash-ul să vedeți înăuntru. Deci am venit de acolo, aici am făcut o parte așa, deci fumul să fie aruncat pe ambele părți aceeași chestie. Și după aia am dat cu un burete ca să, nu știu, i-am dat așa ca o gletuire, dacă pot să o chem așa. Deci peste tot, peste toată șamota, pe toate părțile, interior cât exterior. O să vă arăt și cum funcționează șubărul, deci avem partea asta care o să vadă decât munerul, nu? Și acum, deci, o să închidem. Ok, deci acum ai închis 100%. Acolo avem un dinte, dacă vedeți, avem un dinte dacă vrem să-l lăsăm întredeschis. Deci el va rămâne puțin crăpat, probabil ca să îl ține la o anumită temperatură. Când ajunge la temperatura care ne trebuie, atunci automat se va închide. Când focul arde, deci el rămâne așa deschis și cam asta este. Merg la masă, după aia continuăm proiectul nostru. Cam așa arată, am decis să mă opresc aici, deci aici va veni acel brâu care vă spuneam. O să ne ridicăm un pic să vă arăt cum am făcut aici. Deci toate bucățile de cărămidă de, nu știu, 3 cm care mi-au rămas, le-am pus aici pentru că nu încăpea o cărămidă întreagă, n-avea rost să tai, deci am pus un rând de aceste bucăți și acum voi veni cu material și cu un rând de cărămidă așa. Aici deci va veni brâu, va rămâne un brâu așa care se va duce încolo. Am făcut un drept să viu, deci semnul acesta, să vin exact la nivel da, cu acel arc și să lărgesc puțin brâul și în față. Adică dacă punem borbocul de pe capul acela la arc, așa, ne dă dreptul exact aici. Doar că va trebui să tai puțin din cărămizi și când ajung aici să mă reprind din nou, să plec cu bucăți întregi. Aici deja a început să usuce, este foarte ok. Da, am pus și țeava copex pentru iluminare, haideți să mergem și acolo. Este în jur de ora 18, dragii mei, o să mă opresc aici. Am terminat, să zic așa, ceea ce mi-am propus pe ziua de astăzi. Bineînțeles, am făcut și curățenie,
Ce am făcut, mi-a venit așa o idee să închid toată partea, nu neapărat decât partea care rămânea la vedere, adică încă și partea care va rămâne oricum în interior. Practic i-am mai pus încă un rând de cărămidă din aceasta normală să ajute cuptorul, adică să țină, să magazineze mult mai bine căldura, să nu am pierderi practic de căldură pe nicăieri. Zic eu că e un lucru bun, lăsați în jos în comentarii ce părere aveți. Deci, practic, avem două rânduri de șamotă, un rând de șamotă și un rând de cărămidă, destul de gros. Una șamotă este pusă pe cant, cărămida este pusă normal. Am vrut să stau să termin pentru că mă avantajez pentru mâine. Da, bolobocul trebuie să fie boloboc, chiar dacă în spate aici nu mă mai interesează. Deci, practic, zidul meu va veni ceva de genul lipit. Deci, mie o să rămână partea asta de util, deci va fi un pervaz așa. Voi vedea cum o să fac. Important că această închidere trebuie să aibă rolul să ascund coșul de fum. Deci coșul de fum eu mă voi racorda aici, nu? Mă voi racorda aici și va trebui să mă duc cu acel flexibil în coșul principal de la grătar. Și vă dați seama, va trebui să fac această închidere. Nu neapărat, nu trebuie până sus, deci exact cât ar trebui ca să ascund acel coș. Cam asta este ce am reușit să fac astăzi. Da, aici am pus și câteva bucățele, le-am avut. Zic eu că e un lucru bun, curat. Cam asta este pe ziua de azi. Mâine va trebui să continuăm cu pereții, deci peretele din partea cealaltă aici și respectiv cum am făcut aici, adică bucățelele care vin montate pe arc ca să o îndrept. Și apoi voi face două rânduri, haide să cobor jos. Deasupra arcului voi face două rânduri exact cum am făcut aici, deci două rânduri sus și apoi ușor ușor încep să mă strâng, doar mă voi strânge la coș doar pe trei laturi, deci stânga, dreapta și în față. Partea din spate nu mă voi strânge, voi merge drept. Deci voi merge drept cum am mers cu acea șamotă, dar acum voi continua cu cărămidă normală. Șamota la grătar nu are rost să fie până sus, deci exact cât este camera de ardere. Vedeți? Aici, bineînțeles, va trebui să mă mai ridic cu pereții încă două rânduri, deci am mută pusă pe cant. Deci încă două rânduri în stânga, două rânduri în dreapta. Practic, trebuie să ajung cu un rând mai jos față de cea din spate. Voi vedea, dacă nu pun trei, că oricum și am mută este, cam asta este. Deci de aici voi avea închiderea. Voi avea o priză șucă pentru, nu știu, pentru acest blat de bucătărie care l-am aici, pentru eventualul rotisor care va fi pe aici pe undeva motorul și, bineînțeles, întrerupătorul care se va aprinde luminile în interior. Cam asta este. După cum am zis, cam asta este. Mâine voi fi aici și vom continua împreună proiectul nostru. O seară frumoasă vă doresc tuturor. Ne vedem mâine.